Bună ziua! Astăzi îl avem din nou invitat pe domnul Vlaicu Crișan, maestru internațional la dezlegări. Bună, Vlaicu! Salut, Alin! Aș vrea astăzi să ne explici mai multe teme din dezlegări și, bineînțeles, la sfârșit, una dintre problemele pe care le-ai creat chiar tu. Sigur, Alin! Când vorbim despre concursurile de dezlegă, trebuie să știm că în campionatele internaționale, campionatele europene, campionatele mondiale, se organizează după anumite regulamente specifice. Sunt, se dau în astfel, în cadrul acestor competiții, probleme de mai multe tipuri. În mai întâi, prima rundă de 20 de minute, se prezintă trei probleme cu mat direct în două mutări. În a doua rundă, se dau trei probleme de cumat direct în trei mutări, într-o oră. A treia rundă este de studii, de remiză sau de câștig, într-un timp de 100, 100 de minute. Aceste trei probe sunt în prima zi de concurs și în total durează trei ore. A doua zi de concurs urmează probele numite heterodoxe și mai multe mutări. Mai întâi, secția de matură ajutoare, trei probleme cu mată ajutor în 50 de minute, trei probleme cu mată în 4 și mai multe mutări în 80 de minute, iar ultima rundă, a șasea, este cu trei probleme cu mat invers în 50 de minute. După ce se însumează, fiecare dintre dezlegători primește un puntaj în funcție de corectitudinea soluțiilor. Fiecare mutare corectă primește un anumit număr de puncte, de la 0,5 până la 5 puncte, și la sfârșit se face suma. Puntajul maxim, teoretic posibil, este de 90 de puncte pentru toate cele 18 probleme. Campionatele mondiale se desfășoare pe echipe și individual. Fiecare țară poate să participe cu o echipă formată din 3 dezlegători iar individual se iau cele mai bune scoruri ale fiecărui compozitor în parte. La echipe se iau primele două puntaje din trei și se face suma pe echipe. Spunem, de exemplu, ce înseamnă... Foarte multă lume m-a întrebat și spun ce zic, n-am putut să răspund foarte corect. Ce înseamnă mat ajutor sau mat invers? Deci, niște denumiri care pentru șacul practic nu are nicio legătură și lumea vrând să rezolve problemele și văzând că întrebarea este, se dă mat ajutor în trei mutări sau se dă mat invers în trei mutări, nu, nu știe cum să le rezolvă. Pentru un jucător la tablă, cel mai ușor este matul invers, pentru că în problemele cu matul invers, albul începe și îl forțează pe negru să-i dea mat. Negru nu dorește acest lucru, deci se păstrează relația antagonistă alb-negru care există și într-o partită normală. Mai straniu un pic sunt problemele cu mat-ajutor, unde scopul este o cooperare, o colaborare între cele două părți, alb și negru, în realizarea matului. Vom da un exemplu și avem aici o problemă pe tablă, care este compusă de mine cu o problemă cu mat-ajutor în două mutări, cu două soluții. În aceste probleme, negul începe și îl ajută pe alb să dea mat în două mutări. După cum vedem, regele negru este într-o poziție unde nu poate să fie ușor atacat. Un jucător normal la tablă ar încerca să pună regele pe bandă și să vină cu regina în două mută să-i dea mat. Acest plan nu merge pentru că negru ar trebui să facă trei lucruri și nu poate în două mută. O mutare ar fi să vină cu regele, la bandă, după care două mutări ca să plece cu dama și cu nebunul, ca să lase câmpul de mat liber. Nu are suficiente mutări, așa că trebuie găsit alt plan. Să vedem planul. Nebunul din A2 vine la B3. Asta este prima mutare. O să vă întrebați de ce această mutare. O să vedem că deschide raza de acțiune a reginei și închide raza de acțiune a turnului. Prima mutare albului este cu calul la E7. Prin venirea cu calul la E7, se dă în câmp de refugiu regiului negru la C7 și se ia câmpului la C6-C8. A doua mutare a Necului este regele la C7, după care urmează matul extrem de spectaculos cu dama la A7, pe care să recunoaștem nu îl întâlnim prea des în viața de zi cu zi a jucătorului la tablă. Cealaltă soluție este foarte asemănătoare și realizează ceea ce noi în compoziția șahistă numim un mat echo, adică aceeași configurație de na, însă oglindită. Turnul vine la B3, interferează nebunul, calul vine la C7, ia câmpul, dă câmpul de refugiu la E7, Regele Negru vine la E7, pe câmpul de refugiu, și darma, a cărei rază de acțiune a fost deschisă, vine și dă un mat până la G7. Același configurație de mat, însă oglindită față de pe matul precedent. Foarte frumos, Gulaicu. M-a mai impresionat. Deci, spun cinstit, nu știu cât timp mi-ar fi luat să le rezolv sau dacă aș putea să rezolv această problemă. Vreau să spun două întrebări. Prima întrebare. Cum ai făcut sau de unde ai învățat aceste lucruri? Aceasta deci este prima întrebare. Să rezolvi astfel de probleme foarte frumoase. Și a, și a doua întrebare, dacă cineva vrea să învețe, ce trebuie să facă? Sau de unde de unde poate învăța? Este un club? Este un site? Sunt cărți? Ca să răspund la prima întrebare. Această problemă am compus-o pentru încercând, încercând să realizez ceea ce am făcut în cazul experienței mele de dezlegări. Așa cum am spus într-o emisiune anterioară, am rezolvat timp de mai bine de 15 ani în concursuri de specialitate organizate de diferite reviste din țară și din străinătate. Și cu asta răspund și celor care doresc să se perfecționeze în tainele dezlegărilor, că cel mai bun început este să de inițiere în problemistică este să o carieră de dezlegător în reviste sau în concursuri de dezlegări contratimp. După ani de zile de perfecționare, după munca asiduă, cu siguranță vor începe să apară și rezultatele. Pentru inițiere, cel mai bine ar fi să lucreze împreună cu cineva care are experiență în domeniul dezlegărilor. Sunt în momentul de față și site-uri care publică probleme pentru dezlegători, probleme de antrenament, și despre aceste informații se vor putea obține contactând inclusiv pe adresa emisiunii Recipion. Laicu, like îți mulțumesc foarte mult. Sunt convins că foarte mulți copii ne urmăresc și uh, o să acceseze site-urile care despre dezlegări și o să rezolve mult mai ușor problemele acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept vinerea viitoare la ora 11.50 de minute la o nouă emisiune. La revedere!